Gianni, începusem cu tine. Stilul lui, păi, na, vorbea Negigi Becali, vorbea de cuplu de fundași centrali, că au fost ok. Păi la ce vârfuri are Dinamo la ora actuală? Da. Băieții ăia or să ajungă la echipa națională. Serios, vorbesc și nu glumesc acum. La fel și fundașii lui Dinamo. Nu, aici chiar e adevărat. Uitați-vă la Abdallah ăsta. Vreau să-l citez acum pe Mister, când a zis așa, cu stângul nu dai, cu dreptul nu știi, la cap nu sări. Și pe urmă a dat bip, 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 ce cauți aici, înțelegi? La modul ăsta sunt vârfurile lui Dinamo la ora actuală. Atât de rău stăm. Că s-au dus băieții de la Dinamo la club și l-au luat pe Abdallah de la intrare, bodyguardul, și l-au dus în vestiarul lui Dinamo. Că n-aveau cu cine juca, a? Da. Da. Iată, schimbă-te, da, măcar, da, ceva ai fizic frumos. Dar, Gianni, ești de acord cu ce a zis Florinel, că sunteți echipă mică? Băi, na, e după victoria, a dat golul la frumos. Sau cam mult tupeu la Florinel? Nu, nu, hai să spun ceva. În astfel de situații, când câștigi, ai 3 puncte în buzunar, dai și gol, el poate să spună orice vrea. Tu nu mai ai ce să mai zici. Da? Pe tine te-a închis. Dar pe vremea voastră, dacă zicea Florinel așa ceva, ce se întâmplă? Păi nu, dacă zicea așa, câștiga, după care l-aștepta în meciul următor. Așa, și ce se întâmpla în meciul următor? Păi tu nu știi ce se întâmpla? Nu, cum era? Era, era luat de toți jucătorii. Da? Încercuit, da? Da, încercuit, da? Da? Și expedia direct, arunca direct expedia în... Expedia de unde a venit. Da, în peluza nord. Dar acum nu, n-ai ce să... Noi din păcate, n-avem cum să ridicăm capul din pământ, Horia. Nu avem cum. N-avem forță, n-avem nimic, nu ne dă speranță. Nu ne dă nimic, nu avem cu ce. Și practic tu trebuie să... Orice ar spune orice jucător de la FCSB, tu nu ai cu ce să-l contracarezi. Cu ce? Deci ce îi zici lui Florinel? Da, ai dreptate. Ce să păi poți n-ai dreptate, ce poți să zic? Da? N-am ce să zic, bă, Florinel? Când tu m-ai bătut... Te-aș urca pe garduri, ia zi, cu Gigeri. Păi te-aș urca puțin pe garduri. Te-aș urca pe garduri, că nu mai merge. Astea sunt în amintiri. Ce să mai... Noi trebuie să vedem ce facem noi astăzi. Da. Că uite, vezi, așa se întâmplă. A dat un gol frumos, poate să zic absolut ce vrea. Uh-huh. A, deci poate să zic așa, nu mă așteptam. Deci jur că la reacția... Mă auzi, ăsta e primul șoc al acestei emisiuni. Gianni Chiriță, tată, poate să zică Florinel ce vrea, a dat gol, a dat un gol superb, mai înțeles? L-a Gianni din Pitbull Chihuahua. Da. De ce? Pentru că sunt realist, Horia. Ce, mă, ești Chihuahua? Ce vorba lua? Bravo, bă! Bă, și tu ai ajuns... Păi chiar, bă, nu... Bă, nicio șansă nu mai aveți, bă, dacă știu ești Chihuahua. Ascultă-mă, nu mai am moral să mai zic nimic, pentru că... Moral de Chihuahua. După ce am văzut aseară, speranțele alea pe care le aveam de la meciul ăsta, în care... Tu, ca Dinamo, ai un meci contra FCSB-ului în care poți chiar să câștigi, pentru că FCSB, în prima repriză, ați văzut și voi, nu a arătat absolut nimic, decât golul ăla lui Florinel. Da. Rest, a doua repriză, au început să mai paseze, să joace. Da. Dacă tu acum, când ai șansa să joci, să te redresezi oarecum cu 3 puncte cu FCSB, aveai moral pentru meciurile următoare. A, combustibil tare de tot. Mai înțeles? Dacă... Combustibil. Mă uitam și la comentator, la colegii noștri, știi? Îl auzeam pe George Dobre. Bă, mingea în care unui FCSB! Alea, și mă gândeam, bietul George, încearcă și el, cum să spun, să bage puțin adrenalină. Mai înțeles? Deci, crede-mă, nici măcar o secundă n-am crezut că Dinamo va marca aseară. Nici măcar o secundă. Horia, nu poți să te prezinți la echipă, mai ales acum cu meciul ăsta cu FCSB, să te gândești că, domne, să nu luăm multe. Să așa... nu deranjăm. Na, să nu luăm multe. Da? Să nu luăm multe. Oarecum, aici spune tot. Dacă spun că la meci te uiți așa, deci te uiți cu frică. Te uiți cu frică. Cum? Ia mai pun o dată cum te uiți? Ia printre degete, așa te uiți? Asta e de TikTok, mai atâta-mă o dată. Deci cum te-ai uitat aseară la meci? Așa eram. Serios vorbesc, nu glumesc, Horia. E de rău ce spun acum. Pentru noi e de rău. Hai să mergem la Florentin Petre, un alt chihuahua, transformat și el într-un alt chihuahua. Salut, Florentine! Îl ajută și fizicul. Salut, pe el. Te ajută și fizicul, te ajută fizicul pe tine. Are și ochelari, e perfect. Da. Am bătut 5-0 acum. Ia zi-mi, Florentin, ești de acord cu Florinel Coman, care a zis, așa e, domne, cu echipele mici? Cu echipele mici? Sincer să fiu, un pic arogant, dar din punctul meu de vedere, cum spunea și... Dar de ce? De ce arogant? De ce? Are dreptul. Pentru că își permite. La nivelul la care este acum și la calitatea de care dă dovadă, Florinel este cel mai bun jucător din Liga 1. Se vede că se antrenează câte 4-5 ore pe zi.
are o viteză sau două în plus față de tot ceea ce înseamnă Liga 1. Și probabil că și atitudinea asta pe care o are, pe care a avut-o de fapt aseară după meci, îi dă încrederea și... Ai fi vrut totuși puțin mai mult respect din partea lui Florinel? Păi, ținând cont și de noi, că tot vorbeam mai devreme, respect. Poate un pic arogant, respectul trebuia să și-l ofere jucătorii echipei Dinamo prin calitatea și prin felul și prin comportamentul lor de aseară. Dacă câștigau și într-adevăr simțeau tot ceea ce înseamnă un derby cu renume, cum se spune, iar să-i dăm cezarului ce al cezarului, din punctul meu de vedere, Florinel poate să declare ce vrea, cum vrea, adică poate să fie și arogantă. Da, bineînțeles că poate să fie arogant. Așa sunt jucătorii mari, jucătorii care ajung la un nivel destul de ridicat, ținând cont de calitatea fotbalului românesc. Cu toate că pe timpurile noastre nu cred că își permitea vreodată să aibă atitudinea asta și aroganța de care a dat dovada seară, pentru că în următorul meci, cu siguranță, toate turnurile erau pe el. Aveam gen jucători, gen Gianni, și făceau sistemul ăsta de rotație care să-l arunce mai repede în placardele alea cu reclame, pentru că na, așa mi se pare un lucru normal. El știe foarte bine lucrul ăsta, că a fost educat în stilul ăsta. Dacă și-aduce aminte, când Nea Cornel la Săftica, îmbrăcat la patru aci în costum, a plecat de lângă tablă de tactică și a făcut o alunecare pe covorul ăla de s-a dus până în bucătărie. Și mi-a zis, adică, scuză-mă, mi-a zis piticul așa, zice, băi Gianni, ăsta nu e marcaș ce faci tu faci filaj. O singură dată dacă mai faci filaj, treci de unde ai venit, băi. Ce tare e asta! Și de atunci... Păi și dacă Lucia, mă duceam Lucia, după vârf și dacă Lucia, se ducea la baie, mă duceam după el. Nu pot să cred, așa ți-a zis, tu faci filaj, mă, nu marcaj. Și el ți-a arătat, s-a dus în alunecare, a Dinu? Direct în asta, așa e marcajul, nu ce faci unde, tu filaj. Și unde erați? La Săftica. În cameră? Eram lângă birou. În sala. Și cum s-a dus? S-a dus direct, s-a ridicat, s-a dus direct. Cum s-a dus? El ți-a arătat alunecarea? S-a dus câțiva metri în alunecare? Și Fane Predea a arătat, băi, ăsta e plonjon, ce faci tu? Și a dispărut Mister Sub și a arătat... A dispărut sub birou. Da. Auzi, dar stai un pic, ai uitat să o spui pe aia cu poziționarea ta în momentul când atacantul vine unul contra unul către tine, cum ar trebui să stai și ce spațiu trebuie să-i dai și s-a urcat pe birou în picioare. Da, direct. Da, s-a enervat. Adică trebuia să te facă să înțelegi toate metodele le aplica cu noi. Și dintr-o dată sări direct pe birou. Bang! Și uite așa, bă, trebuie să te duci. Uite așa. Dar era pe birou sus, ca să știi. Na. Da. E Cornel Dinu și cu asta basta, știi cum. Da. E Cornel Dinu. Piticul are dreptate. Din păcate, la ora actuală, ce reprezintă Dinamo sunt suporterii. De-aia își permite Florinel Coman să ne facă echipă mică. Au câștigat, numai ce să vorbească fără respect. Să vorbească, exact, fără respect. Vino tu, câștigă și nu mai fi pe locul 15 și atunci să vezi cum vorbești și tu la fel. Deocamdată noi n-avem.